Bun salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi îmi găsim la un clip foarte fain pe acest canal în care vom simula băieți care era de jucător al lui Enes Salim FIFA 22 și vom vedea ce va face tânărul jucător care va reprezenta naționala de seniori a României la doar 15 ani. Chit că există în România Under 15, Under 16, 17, 18, 19, 20, există Under 21 ce să vedeți Enes Ali va juca în echipă cu Kiriches, băieți. Enes Ali, 15 ani și jumătate, Kiriches, 31 de ani. Oricum, tot ce știm 100% este că acest copil va face istorie. Noi dacă dăm la custom, foarte frumos un la jucători pe care deja i-am creat, îl vedem chiar foarte frumos pe Enes Salih cu tricoul lui 28 cu 62 OVR. Intrăm la o nouă carieră, nu facem multe modificări. Intrăm, facem o măreață carieră cu farul Constanța. Intrăm extrem de rapid și în primul nostru sezon, unde vedem că locul lui Gica Hagi. Nu vom face un turneu amical, dar să știți că de fiecare dată, dar de fiecare dată e Enes sale a intrat ca rezervă, dar de fiecare dată mereu un locul Lupitu. Deci mereu un locul Lupitu și vedem chiar acum pe Enes Sale care poate ca cam în LW și RWW îi vedem chiar acum statisticile. Are 62 OVR cu 53 la shoot, cu 59 la pase, 69 dribbling, 36 defending și 49 physical, 400 la skill nu 3 la weak foot, oricum se va antrena. 5 cu 5, 110 LBS, vârsta lui de 15 ani, băieți. Îi vedem foarte frumos și statusurile, dau frumos aici, oricum nu vă interesează cel de portar, nu i dat câteva creator speciale, dar acesta este NS Sali. Totuși, băieți, să știți că avem ceva mici dificultăți, durează până când vom deveni titulari. Dar în cazul în care vă place acest experiment și să vedeți mult mai multe clipuri de genul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și apăsați pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare de fiecare dată când voi posta clipurile mele cu FIFA. Și pentru cei care nu știu de ce un copil, este copil, la 15 ani și să fie convocat la Național la Mare, păi este simplu ca să nu-l pierdem. În cazul în care încă nu mă urmăriți pe Instagram, citesc foarte frumos în follow, am discutat acolo pe story, am spus câteva informații, am mai vorbit cu voi în privat și am uh, explicat că Enes Ali s-a născut în Canada, bine, părinții lui sunt din Turcia, dar nu are șanse să, nici nu își dorește să reprezinte naționala Turciei, dar acesta are cetățenia de canadian, cetățenia de român, deja că vrea, poate să nu mai reprezinte România, dar sperăm să joace continuare pentru noi. Acesta a fost în La Masia, în Academia Barcelonei. Și ca un micuț fun fact, să știți că acesta cât timp a fost la Academia Barcelonei în vara lui 2017 până în vara lui 2018. A fost cu echipier și a jucat împreună cu Chavis Simmons. Dar ce este important, Sali poate reprezenta și Naționala Canadei și am avut un episod similar cu Teodor Corbeanu. Pentru cei care nu-l cunosc, acesta este jucătorul Ulfs, acum este împrumutat în Liga 3 a Angliei, dar a reprezentat România Under 16 și România Under 17 în 2018 iar din 2018 n-a mai fost convocat nicăieri, a fost total ignorat, iar Teodor Corbeanu, văzând că de 2 ani și jumătate este ignorat, a decis să reprezinte Canada. Să știți că acesta este un atacant destul de decent, nu mai știu pentru România Under 19-21 care să joace pentru Naționala Mare a Canadei, pentru... La fel cum ca Sali pentru Național de Seniori, unde vedem că deja din martie 2021, de când reprezintă Canada, are șase apariții cu două goluri. Mare atacant și ca FRF-ul să nu-l piardă și pe acesta, să se ceva asemănător, au zis, pe, hai să-l convocăm la națională la mare, vedem că îi se duce contractul, dar îi dăm noi acum, uite, frumos pe bar mulți cu clauze de reziliere, nu vrea cu clauză. ne am mărit în acest moment contractul, vedem care e showing great potential. Îl vom pune la antrenament, știm că poate juca și pe partea stângă și pe partea dreaptă, poate juca și bandă, poate juca peste tot, nu știu dacă o să schimbăm încă poziția, vom vedea. Iar noi băieți ne punem să simulăm până pe 1 ianuarie 2022 ca să vedem ce va face Sali după prima jumătate de sezon la farul Constanța. Am terminat și prima jumătate de sezon de simulat, vedem că avem două victorii o înfrângere. Cât de cât prin campionat, opa, stați că de fapt nu prea ne-am descurcat, victorie, egal, egal, victorie, mamă și înfrângere, mamă cea, nu prea așa bine în ultimul timp. Dar ce este important pentru noi, Enes, să le vedem că are 65 ovre, dar joacă foarte, foarte bine pe banda stângă. La fel ca realitate, dacă mă întrebați, pentru că și acesta joacă mai mult pe stânga. Chit că poziția lui principală, de câte am înțeles, este de camă, dar haideți să schimbăm poziția în LW. Și când revenim noi foarte frumos, vedem că acesta a învățat poziția. Și când o schimbăm, vedem că are 67 ovre, ceea ce este mult mai bine. Normal că are ovre mult mai bun pe partea stângă și pozițiile lui acum sunt de LW ca mă și RWV, reușind totuși să crească 5 puncte în OVR după prima jumătate de sezon și sperăm că va crește tot la fel de mult până la finalul campionatului, dar cu toate acestea, farul constată nu prea mai văd de ceva timp vreo victorie, deci chiar joacă slăbustare în cupă am văzut cu câștigat, oh, victorii, victorii, în trebuia să urmeze și treaba aceasta, fără prea multe emoții și relativ puțin cam evident, suntem în play nu ne-am calificat în play-off, dar vom vedea la final ce face măreața noastră echipă. Am fost din păcate bătuți în semifinală de către Mioveni, acestea sunt și ultimele partide. Înfrângere, înfrângere și opa, din nou înfrângere chiar dezastruos, deci foarte, foarte dezastruos. Înfrângere, 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 înfrângere. Opa, se pare că cu le echipa nu duce chiar atât, atât de bine, dar cu toate acestea vom simula până pe 1 iunie unde observăm că Enes Sali are 69 overe, este destul, destul de binișor. Doar ca să verificăm la squad care este situația și dacă nu uităm excelent la Enes Sali, îl vedem cât de cât în top, 69 overe. Uh, are 36 de apariții, dar doar 3 goluri. 36 de apariții, 3 goluri și un asist, 4 clinșituri, cam nasolel, oricum, da, primului sezon nu este chiar atât de bun și vedem că are 16 ani acum, are timp să crească, să evolueze. Intrăm foarte rapid și în sezonul cu numărul 2, unde la fel nu o să intrăm în niciun turneu amical pentru că nu ne interesează, nu edităm nimic la club, și over overair dacă verificăm acum la potențial încă are între 80 și 84 potențial, deci încă poate să crească foarte foarte mult acum statisticile lui fiind mult mult mai bune, are 4 stele cu 5 stele este mult mai bine și ca să fie puțin puțin mai interesant ne uităm la cei mai buni jucători și le vedem aici pe tânărul nostru jucător, noul Hagi, va fi trimis pe lista de transferuri. Și chiar o să simulez așa puțin câte puțin, cu speranța suflet că va primi o ofertă, unde vedem că sale le primește și prima lui ofertă de transferuri direct la echipa unde se află și Vraciu. Stind totuși că acesta a mai fost la Academia Celor de Barcelona, știi cât de cât stilul spaniol. Haideți totuși să negociem. Le-o să întreb de un 5 milioane fix, nu extrem de exagerat, dar nici foarte puțin, dar a, nici măcar 5 milioane la valoarea lui, hai, vă rog eu frumos. Mă simt jignit, mă simt jignit. Sperăm, băi, să facem o treabă foarte, foarte bună și să-l vină la o echipă interesantă. Mamă, și 1-0 și 3-0. Dar primim totuși o nouă ofertă de la Cadiz de data aceasta. Hai că este puțin mai ok. Cadiz, eu vă întreb de un 5 milioane pe tânărul nostru jucător care a făcut, care a făcut deja 70 OVR Era cam imposibil de refuzat o asemenea ofertă. Mai înaintăm încă foarte, foarte puțin până pe 4 unde ce se vede NS Sali s-a vândut și bă, ce surprinzător ca Diz ne trimite o ofertă să devenim manager foarte bine. Totuși observăm că transferul nu a fost unul chiar atât de nasol. Uite, chiar sunt jucători de 78 vere de 77, chiar foarte, foarte bine. În top nu apare NS Salih. NS Salih este unul din... Uh, cât? Este al 11-lea, cred că cel mai slab jucător, o continuare cu Showing Great Potential. Dar îl vom pune la antrenament și sperăm, sperăm să crească din ce în ce mai mult. Și oare direct la primul meci ce se va întâmpla? Hopa, o victorie. După care încă o victorie, nu? Stai că încep să sper la o promovare direct la Liga. Ce să vedeți? Numai victorii până acum. Poate chiar am nimerit transferul ăla blană, nici o înfrângere. Dar schimbăm uh, povestea și este totul foarte, foarte bine. Încă un nou meci, victorie. A bine, acum este și întrebarea din toate aceste meciuri în câte joacă și Sali. Sperăm că în majoritatea. O vedem pe Real Sociedad, dar este Real Sociedad B, echipa a doua, care se află în Liga a doua, nu este echipa care joacă prin Europa League sau Conference League, depinde. Opa, ne băt acolo băieți Anton. Totuși avem o singură înfrângere. Anton ne-a bătut, avem meci cu Ibiza. Mamă, și Fluieraș ne-a bătut, echipa lui Fluieraș. nu merge deloc bine. Dar cu toate acestea, prima jumătate de sezon de curge extraordinar. Suntem pe locul întâi, la diferență de 4 puncte, iar Enes Ale a crescut doar 2 puncte în OFR. Cam puțin tel, cam puțin tel, acum că mă întrebați, dar aș vrea să fac în schimb o chestie, dacă tot. Alberto Perea, uite, chiar vrea să plece, dar te rog să te duci acum cât Enes Ale are o șansă în plus de a juca. Îți schimbăm o, antrenamentul ca să învețe să dea și pase și vom continua băieți, sperăm să promovăm la Liga. Avem și egalul cu Real Sociedad, un 3 la 0 categoric în cupă, nici nu prea ne-a închinuit. Dar avem un meci mega dificil cu Atletic Bilbao unde scor de neprezentare direct, era de așteptat. Cu mici, mici galuri, dar important este că nu pierdem niciun match. Avem chiar și un 4-0, 4-0, 2-0, hai că ne-am distins. Ultima lună se joacă chiar acum. Unde cea mai probabil am câștigat campionatul, categoriile o diferență destul de mare de puncte. ne a transferat la o echipă foarte ok, am fost inspirați cu acest transfer. Enes Ali având 75 overe în acest moment și apare ușor, ușor în top. Trecem rapid și la data de 29 ca să vedem exact care este situația la squad. 75 vre în continuare. Și dacă verificăm la meciuri jucate și la toate cele, statistică 42 de apariții cu 13 goluri, 13 asisturi. Nota 7.1 este mult, dar mult mai bine. Se observă că Spania îi preiește mult, mult mai mult și o să-l lăsăm fix aici fără turneu amical și haideți să vedem. Ce va face tânărul nostru jucător împotriva lui Real Madrid, Barcelona, Atletico de Madrid? O să fie o perioadă interesantă. m-am uitat foarte rapid la câțiva jucători liberi de contract și numai bine îl văd aici pe Busquets. Hai să-l aducem la noi, doar pentru un mic, un mic plus de ajutor și vedem că potențialul jucătorului nostru s-a mărit și în acest moment are exciting prospect, adică are potențial între 85 și, și 89 vre este foarte, foarte bine. Din greșeală cred că i-am selectat și în turneu amical, dar n-am fost pe fază și sărim direct. Am spus că vreau să rămân la această echipă cel puțin încă un sezon sau mai bine zis primul sezon în La Liga, unde în turneu amical nu o ducem chiar atât de oribil, dar urmează o perioadă foarte faină acum. Enes Ali debutând în La Liga cu un egal și urmează, sperăm să joace cel puțin, chiar și împotriva lui Real Madrid. Hai să vedem acum. Cu Real tot 1 la 1. Na, 4 la 1. Noi dăm doar un gol pe meci, atât. Mai departe ce facem? O înfrângere. Taa, nu o ducem chiar atât de bine. Împotriva fost sale echipei echipe 5 la 1. Este greu, băieți. Este foarte, foarte greu, mai ales ca o nouă promovată. Uite, măcar echipa cu care am jucat în Liga 2 măcar pe aceea să o batem, hopa, încă o victorie hai că este bine, ne întâlnim din nou cu Real Sociedad, doar că cu prima echipă cu Atletico de Madrid 4-1, băta chiar ne luăm bătaie usturator, sperăm să nu fim chiar pe ultimul să fim ultima clasată, să pe ultimul loc în iarna lui 2024. Nu suntem departe de retrogradare, dar îl vedem acolo prin abri la Real Madrid. Nu mă așteptam la un asemenea transfer. Enes Ali care a reușit să crească până acum 3 puncte în OVR. Să sperăm că reușește să crească din ce în ce mai mult. Iar acum ne vom duce direct până în luna iunie. Și vedem că avem încă o nouă victorie cu Atletico de Madrid. O înfrângere, avem două meciuri la rând cu Atletico cu Atletic Bilbao, pardon, un egal și a, o înfrângere în cupul luat în serios. Stați că echipa noastră s-a obișnuit și batem din nou Real Sociedad. Bine, bine, încă o victorie. Hai că nu retrogradăm băieți, este genial. Vreau să spun că ne salvăm de la retrogradare, dar mă luna trecută în martie am avut doar înfrângeri, și se pare că așa este și în... Aprilie, din păcate, ba nu avem acolo că de cât o victorie. Hai cu victorie și cu aceștia, cu echipa lui Falcao foarte, foarte bine. Și urmează acum ultimele meciuri, dar meciuri destul de importante. Avem un 3 la cu Real Madrid, scoatem un egal. Hai că suntem mulțumiți acolo pe Bernabeu, probabil scoatem un egal. Și cu Vila Real terminăm și acest prim, prim sezon unde ne oprim în iunie 2024, fiind pe locul 14, este foarte, foarte bine și Enes Ali ajungând la 80 OVR, băieți, 80 OVR pentru jucătorul care acum are 18 ani. Îi dăm direct până pe 29 ca să verificăm ce a făcut tânărul nostru jucător. Vedem că deja a primit câteva oferte de transferuri, să vedem ce am pierdut Inter și Borussia Dortmund. Foarte, foarte interesant. N-am negociat cu aceștia. Dar ce este important, echipele mari deja se luptă pentru semnătura lui Kit că în 39 de partide a reușit doar 9 goluri. Atât. 9 goluri și 4 asisturi. Dar înainte, înși de data asta, sperăm să ne transferăm la o echipă accesibilă, că totuși avem 80 OVR. Nu, Interul cu Dormund nu știu cât de potrivit erau. Fără turneu amical, data asta sunt sigur că nu am ales turneu amical. Și în continuare suntem garantat pe lista de transferuri, deci trebuie doar să înaintăm puțin câte puțin până când primim o ofertă interesantă. Avem primul schimb interesant de la Wolfsburg, nu știu ce să zic, și de la Atalanta. Mm, nu mă aș duce la Atalanta sau nu știu ce să fac, ar merge în Serie dar mai aștept și alte oferte de transferuri. Mai înainte, mai primim încă una și când verificăm, de la Levante. După încă câteva zile mai primim în continuare oferte de transferuri, una destul de mică de la Vila Real. Este mai interesant acum. Supărarea mea este că nu știu pe ce loc a terminat Vila Real. M-am cu Universitatea care va câștiga campionatul și PSG să luptă cu Rangers. cu Messi-Messica, dar ca să fim siguri mai bine o să refuzăm oferta. Și ne ducem la o echipă care sigur este de Europa League, de Liga Campionilor, la Vila Real încă mai am câteva dubii. Vin arabii peste noi, nu ne ducem la arabi când au o echipă atât de bună. Las mai tipe pe Mbappé, las mai tipe pe Haaland să duc acolo, după care mergem și noi în Premier League. O nouă ofertă și de data aceasta de la Inter, Interul vine din nou cu a doua ofertă da, hai să nu mai refuzăm. Mulți români au fost la Inter Milano, deci ar fi un transfer destul, destul de bun. O să-l întreb de un 80 de milioane și vedem că acceptă transfer record. Tânărul nostru jucător se transferă pe 80 de milioane în serie A. Unde numai bine vedem că ns Sali s-a vândut. Primim 74 de milioane, dar nu ne interesează pentru că noi plecăm la Inter Milano. Unde clar va trebui să facem o treabă foarte bună și vedem direct pe Lăutaru Martinez. Mamă, și -a schimbat jucătorii, sau cel puțin unii dintre ei, uh, poza. Dar totuși vedem o echipă extraordinară cu barela de 90 overhead, cu Valverde aici, cu cea cu Noglu, Crisman, stați că nu este ok. Deci să aranjez echipa, dar mamă câți jucători și cu ala, bă, bă. Verificăm puțin situația, nu mai avem pe Onuț Andrei Radu la echipă, dar am aranjat echipa cum trebuie. A pus cei mai buni jucători în acest 3-3-4, doar că e acolo, este în plus ca să-l vedem când va crește și ne uităm la ce mai slabi jucători, aproape că-l vedem și pe al nostru. E care are hash potential to be special, deci garantat poate să crească și ajungă noul Messi gata, am produs marea modificare, Enes, Salih, șeptarul lui Inter, Salia având în sfârșit posibilitatea de a juca și într-un turneu european, care așteptam asta de la această carieră și tot Real Sociedad, dacă nu ne-am întâlnit în continuu cu Real Sociedad de ne-am plictisit, Da avem treabă, dar ce facem cu aceștia? Un egal, opa! Batem Atalanta, vedeți dacă nu ne-am grăbit la transfer, îl batem și pe Răzvar Marin și avem o grupă destul de ușoară la prima inspecție. Juventus Torino luăm bătăică. Măcar aici în carieră Juventus să joace cât de cât bine. Dar cu AC Milan ne luăm bătăici de la AC Milan. Dar batem măcar Rusia, batem acolo fiecare echipă din grupe. Și acum cu Real dat ce scoatem tot un egal, dar sperăm măcar că am rămas pe locul întâi. Avem foarte, foarte multe victorii și ne oprim în ianuarie 2025, unde evident a trecut mai departe în grupe și am picat cu Atletico de Madrid, tot cu echipă din Spania. Și când verificam acum situația, Enesa le are doar 82 overe. Mă așteptam să aibă puțin mai mult. Trecem mai departe în cupă, mă așteptam să avem un parcurs mai ușor, mamă, prin seria Danica mă încurcă, măcar în cupă trecem mai departe, dar ne-am întâlnit cu Juventus Torino, și îi batem și pe acestea foarte bine. În primul meci cu Atletico de Madrid, îi batem și pe cei de la Atletico de Madrid, luăm bătaie în cupă de la Juventus, Torino, nu știu dacă a trecut mai departe sau nu, dar... Ce să vedeți, pierdem cu Atletico de Madrid cu 3 la 0, ne dau, ne dau acolo umilința rușinos. Egal 1-1, egal 1-1, opa, încă un egal 1-1, măcar Fiorentina scoate și noi o victorie și nu știm dacă vom câștiga seria pentru că ne-am cam încurcat, dar măcar am trecut acolo mai departe și cred că aceea este finala băieți cu Atalanta. Echipa de la care am primit o ofertă de transferuri, dar am refuzat și cu Atalanta pierdem, deci cred că era mult mai ok să ne ducem la Atalanta, măcar câștigam acolo și noi un trofeu. Dar asta este greșeala noastră. Iar în acest moment vedem că Atalanta câștigă și campionatul. O să-mi cam rău că am refuzat oferta, câștigam chiar două trofei, dar asta este greșeala noastră. Și dacă tot mi se pare o idee destul de bună să intrăm și să-l trimitem pe acesta. Nu putem să-l trimitem pe acesta de... Mamă, pentru că de bea a venit, îl trimitem în sezonul următor. Măcar am încercat. N-am reușit, dar măcar am încercat. Îi dăm frumos la squad și când ne uităm la cei mai buni jucători, Hesh Potter să-l tubi specialul nostru, vedem că a marcat 12 goluri în 47 de partide. Avem un jucător foarte bun, dar nu prea marchează. Aia e în cariera noastră nu prea dă pe poartă, trebuie să ținem minte că doar simulăm și haideți să ne ducem și la ultima, ultima echipă. NS Ali, dacă ne uităm puțin la ovr ul lui, cred care, da, în continuare are hash potential to be special, aș pierdut că nici n-am ținut minte numărătoarea sezonelor, dar este sezonul cu numărul 5, hai că este numai bine, de data aceasta îl vom trimite pe lista de transferuri și sperăm să vină o echipă ca lumea din La Liga sau din Premier League să-l transfere. Iar prima echipă care este interesată se pare că este Arsenal din toate echipele posibile fix Arsenal băieți să ne ducem să nu ne ducem o să-i resping politicos pentru că totuși ne-am o echipă care are șanse la a câștiga trofeul ligii campionilor. Și în acest moment în continuare primim oferte, ba chiar două, mamă de la Lazio și de la Sevilla, nici una care să-mi convină. Îi dăm până pe 20, ne oprim și în continuare vedem o nouă ofertă pentru tânărul nostru jucător de la Hertha Berlin. Cu un schimb, nu mulțumesc, mai bine accepta Arsenal decât Hertha Berlin. Simt că o să intrăm foarte rapid în luna august și vedem că Leicester City ne trimite o ofertă de transferuri. Dar noi vrem acolo ceva bombă, băieți, o echipă ca lumea, Manchester City, Manchester United, poate de ce nu, Liverpool, Tottenham, ceva acolo, forță bine, Tottenham e un exemplu rău. CNS Ali primește ofertă de la Watford, din toate echipele posibile, Watford, cu această sumă. Eu mă bucur că vin și alte echipe, dar un Real, un Barcelona, când, un Real sau un Barcelona, când și măcar bine că câștigăm și noi un trofeu. Este extraordinar. Hai, primim oare ofertă de transferuri, primim din nou de la West Ham. Dacă vine din nou Atalanta cu o ofertă, promit cu accept de data aceasta. Primim două oferte de transferuri, una de la Brentford, mulțumesc frumos, și una de la Borussia Dortmund, care Borussia Dortmund n-ar face transferuri de genul, dar îți curios de chestii, promit că accept doar dacă joacă și Haaland la acea echipă, căutăm foarte rapid Erling Haaland și joacă la Real Madrid, băi, și cu o clauză de 400, nu acceptăm Borussia Dortmund, oricum ne apropiem de finalul perioadei de mercato, deci da, o să acceptăm într-un final orice ofertă, vine Real Sociedad. Ce pot să spun? Au fost un semn. Enes și Realul, Trebuie să vin acolo împreună. Voi întreba foarte frumos de un 200 de milioane și vedem ca accept. Real Sociedad îl vrea pe Ali băiți. Și acesta va reveni la Liga. Voi vedem că câștigăm și primul meci din Serie A. Ali cel mai probabil s-a exact și primim o ofertă să ne ducem în la Liga, unde, unde vedem că avem parte de o echipă interesantă, nu la fel de bună, ba da, băi, stiați că aveam rezerve. Echipa noastră arată ceva de genul acesta, sperăm să facem spectacol, sperăm să facem o treabă foarte bună, suntem unul acolo în top, unul din cei mai buni jucători, normal că ne vom pune la antrenament și ne vom da tricoul cu numărul 7, care este ocupat, dar nu de nimeni important, iar eu acum sper că suntem și în Liga Campionilor pentru că sezonul trecut această echipă a fost în Liga Campionilor și ar trebui să fie și acum. Scoatem un egal și suntem în conference. Cu ce Cluj? <laughs> Mamă, ce nebunie! Asta înseamnă că nu am avut cel mai inspirat transfer, dar cu toate acestea scoatem egal cu ce Cluj! Bate Barcelona, stați totuși că am bătut până acum fiecare echipă în parte. Ceea ce mă uimește, Poate câștigăm la Liga. De ce nu? Avem șanse la câștigarea campionatului, dar pierdem cu Vila Real care le-a trimis ofertă de transferuri. Noi avem ghinion doar cu echipele care ne-au trimis ofertă de transferuri. Dar n-am știut noi să profităm la momentul oportun. Nu să vedem ce facem cu Real Madrid, dar sperăm să-i batem. Și totuși cel mai important, cel mai important, a scos un egal cu CFR Cluj. Cu potriva lui Dan Petrescu a scos un egal. Iar acum, 2 la 0, în sfârșit ne-am chinuit. Ați văzut, o mers destul de greu. Ne-am chinuit. Dar măcar am reușit să-i batem din a doua încercare. Iar în acest ultim sezon sperăm măcar să câștigăm Conference League. Suntem pe primul loc, băie. Dacă ne uităm așa în top 6, nu vedem Real madrid dar cu toate acestea managerul lor vedem că acolo a ieșit managerul lunii. Chit că Barcelona se află pe 8 și Realul pe 9. Haideți să dăm ușor, ușor pe la finalul acestui sezon în care îți curios ce o să facem în cup, ce o să facem în campionat, că avem victorii, 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 victorii și urmează următoarele partide din Conference League. Vedem că în cupă duce foarte, foarte bine în luna ianuarie, doar victorii, câștigăm și în cupă, stați băieți, că Real Sociedad chiar a fost de fapt un transfer foarte, foarte bun, a fost un semn întâlnire aia iar și iar și iar, mamă, da, pic, mamă, și cu Atletico de Madrid, mamă, și cu Real Madrid, mamă, și egal cu Chelsea, hai că am zis că câștigăm noi Conference League dacă încolo, o, stați că am trecut mai departe, ce caută Chelsea, Conference, nu vine, veni... și cu Arsenal, Uite, Arsenal unii voia și ne... dacă ne bat Arsenal și chiar vrea să accept. Ah, e egal, înfrângerii, victorii, o, 4 la 0, avem meci cu Atletico de Madrid, ne bat și aceștia. Hai, ah, măcar să batem echipa lui Rațiu și tac din gură, promit, dar să bloca puțin acolo și batem pe ei. N-am câștigat niciun trofeu european, nu avem Noi și cu Slatan Ibrahimovic se pare, nu prea avem acest noroc, dar, dar câștigăm la Liga. Surprinzător, Barcelona era bine pentru ei dacă prindeau un bloc de conferes, dar mamă ce dezastros. Pe o parte să știți că mă bucur că nu s-a dus doar la PSG Real Barcelona, adică într-un fel s-au schimbat echipele, mi-a plăcut treaba asta, am mers în, la Liga în Spania unde el a mai fost, vedem că am avut o legătură foarte unită cu Real Sociedad, câștigând la Liga. Ce putem înțelege din acest experiment este că Enes ar putea să aibă cam ghinion în turneele europene, dar asta este măcar acolo, un la Liga este foarte bine frumos, Enes Ali la 88 VR și sper că v-a acest experiment în care am văzut cât de cât traseul în FIFA 22 acestui jucător, care în ce perioadă suntem? În iunie 2020 26, deci acesta în 2026, adică peste 5 ani, 5 ani și jumătate, câți ani o să aibă? 20 de ani. Totuși măcar ne bucurăm că cea mai probabil acesta a cărat echipa, el și cu Jovici fiind cei mai buni marcatori. De bea la 20 de ani o să înveți Enes Ali să șuteze pe poartă pentru că până atunci o să aibă foarte, foarte multe ratări, foarte multe apariții vără goldat. Dar ce este important este că dacă vă plăcut acest episod și veți vedeți episoade în continuare, nu uitați să apăsați pe butonul de like și neapărat pe butonul de subscribe, clopoțelul activat ca să primiți notificare de fiecare dată când voi posta clipurile mele cu FIFA. Păi băieți numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!